În a doua duminică a postului mare, constanțenii au participat în număr mare la slujba de la Catedrala Arhiepiscopală a Tomisului. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Teodosie. În Evanghelia Sfintei Duminici se istorisește o minune în Capernaum săvârșită de Mântuitorul, acolo unde el își începuse propovăduirea. De asemenea, astăzi, Sfânta Biserică ne aduce pomenirea unui mare părinte din secolul al XIV-lea, Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Este numit dascălul rugăciunii, pentru că în mod cu totul special și lămuritor, ne lămurește Sfântul Grigorie ce putere are rugăciunea. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului.